În colaborare cu penitenciarele Galați și Botoșani, penitenciarul de maximă siguranță Giurgiu derulează în această perioadă un proiect dedicat reintegrării sociale a deținuților, proiect ce se va finaliza peste 2 ani. În acest timp, 1257 de persoane private de libertate vor fi instruite profesional, pentru ca, în momentul eliberării, să se poată reintegra mai ușor pe piața muncii. Prezentarea acestui proiect a fost făcută astăzi în mijlocul a peste 100 de deținuți și în fața partenerilor din acest proiect. Obiectivul proiectului care ține de dezvoltarea în comun și adaptarea practicilor și produselor privind creșterea gradului de incluziune socială și ocuparea deținuților prin facilitarea participării la programe de calificare pe perioada executării pedepsei, în vederea dezvoltării competențelor profesionale ale deținuților din cele 3 penitenciare menționate anterior. În cadrul acestui proiect vor fi amenajate ateliere de lucru, vor fi organizate burse ale locurilor de muncă și vor fi furnizate servicii sociale de suport și consiliere. Cursurile de formare profesională vor fi pentru meseriile de tâmplar universal, operator calculator, lucrător sere legume și lucrător în alimentație publică. Veți avea posibilitatea să lucrați în cadrul penitenciarului, pentru că ați fost aleși cei care au mai mult de 9 luni, cum se desfășoară cursurile obișnuite cu Agenția de Ocupare a Forței de Muncă. Și puteți fi recompensați, aveți și beneficii pe parcursul desfășurării cursurilor. Deci cei care sunt în sală și participă la informare se pot gândi și se pot înscrie, pot face cereri de înscriere.